Bună ziua, domnule primar! Bine ați revenit la noi în localitate! Domnule primar, a fost un an cu multă muncă, cu multe proiecte, foarte multe proiecte la primăria orașului Budești. Ce aveți de transmis locuitorilor din Budești, Aprozi? A fost, într-adevăr, aveți dreptate, a fost un an dificil, fiind sfârșit de an, apropiindu-se sărbătorile de Crăciun și de Revelion, le transmit tuturor locuitorilor localității multă sănătate, fericire, un an mai bun ca acesta și să aibă de plină încredere în ceea ce facem noi, echipa de conducere din primărie, în special Alianța PSD-ALDE, că vom face tot ce ține de noi pentru a îmbunătăți situația actuală a comunității. Sunt patru lucruri importante, domnule primar, de care amintiți mereu când vă întâlniți cu presa, cu consilieri. Canalizare, apă, asfaltare și gaz. Și gaz. E o ambiție pe care o veți continua? Este o ambiție personală, bineînțeles sunt de comun acord cu tot Consiliul Local să facem aceste lucrări. Proiectele merg înainte, așa cum tot am repetat pe parcursul anului, am fost împiedicați de problema avizelor, dar demarăm în continuare proiectele care ne-am asumat, respectiv canalizare, apă curentă la sate, proiectul cu gazul și încă un proiect cu asfaltare și finalizăm ce ne-am propus. La mulți ani, domnule primar, la mulți ani! La mulți ani tuturor, multă sănătate și numai bine în noul an!